săgetător și cei cu ascendent în săgetător. Ei bine, iată, voi ați scăpat de tranzitul axei nodurilor lunare, deci ați scăpat de karmă. De la 18 ianuarie, nodul nord se mută, nodul nord, nodul sud se mută în zodiile următoare, da? În rac, în taur scorpion. Ce înseamnă asta pentru voi? Nodul nord se va muta în casa sănătății, în casa a șasea. Și asta înseamnă că este un an bun pentru a vă dezvolta profesional, pentru a avea grijă de sănătatea voastră, pentru a face afaceri pe cont propriu. Este o perioadă foarte bună, 2022. Deci, pentru cei care vor să-și deschidă o afacere, mai ales că l-au pe Saturn în casa a treia, și pot învăța ceva. Pot învăța ceva nou. Până acum au lucrat ceva, iar cu Saturn în casa a treia, este deja de anul trecut acolo Saturn și va mai sta tot anul 2022 plus în 2023. Deci cumva Saturn le aduce săgetătorilor ocazia să învețe lucruri noi care să aibă aplicabilitate. Și cum este Saturn guvernatorul caselor financiare, atunci ei învață să facă bani. Învață ceva care îi ajută să facă bani, să-și îmbunătățească veniturile. Acum, Saturn poate să aducă unele probleme cu actele, niște blocaje, restricționări legate de deplasări, dar asta este altă discuție. Eu aș spune colecție importantă pe care o aduce Saturn în casa gândirilor, în casa rațiunii, este că le cere să se maturizeze la nivel mental, indiferent de vârstă, că până la urma urmei Saturn îți aduce înțelepciune și atunci, indiferent de vârstă, nu e niciodată prea târziu să devii înțelept. Da, deci nodul sud, karma, se mută în casa a 12-a. Asta mie mi se pare un pic mai delicat, un tranzit delicat, pentru că este o casă a bolilor cronice, este o casă a bolilor karmice și este o casă în care nativii săgetători și cei cu ascendent săgetător au dezechilibre, resimt niște dezechilibre. Pot să aibă niște probleme de sănătate din trecut cronice care se pot reactiva. Iar ei clar trebuie să meargă către ce am spus, către nodul nord, deci ei trebuie să meargă către schimbarea stilului de viață, către grijă la alimentație, grijă la să mănânce sănătos, să mănânce echilibrat, să doarmă, să odihnească, să se relaxeze. Au nevoie, pentru că nodul sud, deci karma într-o casă a sănătății, nu e deloc un aspect ușor de dus, mai ales că abia au scăpat de karma, adică chiar trebuie să apucă la sănătate. Și da, și încă ceva la vicii, la vicii și la dependențe, le pot activa foarte mult în 2022. Jupiter, guvernatorul lor, se mută în Pești, pe casa familiei pentru săgetători. Asta înseamnă că le poate aduce o perioadă în care să-și îmbunătățească relația cu familia, să-și îmbunătățească raportarea la ideea de cămin, că poate nu sunt căsătoriți, sunt singuri, o relație cu părinții, atunci este vorba de ele, dacă au o relație, se pot gândi la oficializarea ei, se pot gândi să-și construiască un cămin, o casă, să-și cumpere o casă mai mare, de ce nu? Sau pur și simplu să-și cumpere o casă. Ulterior, Jupiter se va muta în casa iubirii. Jupiter se va muta în berbec, da? Le poate aduce dragoste, iubire, bucurie, fericire. Este un tranzit minunat pentru ei. Se pot îndrăgosti, pot intra în noi relații. Bine, aici avem o atenționare. Da, pot intra în noi relații, tot anul este ok. Se pot îndrăgosti, pot flirta, pot cuceri. Dar în finalul de an, Marte, care le guvernează iubirea oricum lor, deci va retrograda. Unde? Fix în casa relațiilor. Ultimele două luni din an pot să aducă de la tensiuni până la divorțuri, rupturi. Și toată perioada în care ar trebui să evite să intre în noi relații începe pe 20 august, deci de evitat. Dar până atunci se pot îndrăgosti și pot. Cei care își doresc să devină părinți pot deveni părinți în anul 2022. Pot să-și descopere un hobby care să le schimbe viața. Da, pe scurt, profesional, deci în carieră, au un an foarte bun pentru a se dezvolta profesional și pentru a începe afaceri pe cont propriu, independente. La bani, învață să facă bani.
până în martie chiar ar trebui să aibă un picuț grijă la cheltuieli, că acolo retrogradează Venus și nu e ok. La dragoste, da, pot să iubească, să înceapă noi povești de iubire, iar cei care sunt deja în relație să devină părinți. Iar la sănătate, eu aș zice că este un an destul de delicat, în care problemele de sănătate pot fi karmice și atunci trebuie să aibă în primul rând grijă la afecțiunile mai vechi, la afecțiunile cronice. Și să schimbe stilul de viață, să le echilibreze. Cam atât pentru 2022. Vă doresc un an minunat să aveți!